Acum, ce-ți place ție să lucrezi? Acum, ce-ți place? Bun. Flori, uite, flori cu bendițe și broșe, da? Cu pasiune și dăruire, tinerii de la atelierul meșteșugarilor surzi muncesc în fiecare zi pentru a fi egali cu ceilalți. După 12 luni de lucru, fiecare dintre angajații de la Centrul de Pregătire pentru o Viață Independentă în limbaj mimico-gestual a învățat să realizeze diverse produse cu care, în cadrul mai multor expoziții, au reușit să se facă remarcați. Fiecare a învățat ce trebuie să facă, fiecare are fișa postului, fiecare știe că funcție de abilitățile pe care și le-a dezvoltat de-a lungul unui an, ce îl reprezintă cel mai bine sau ce poate să facă. Nu poți să bagi în mașina de cusut o persoană care are temere de mașina de cusut. Ieri aș putea să spun că m-au surprins, plăcut, mi-au arătat efectiv un produs lucrat, o bluză și o fustă pe care am să vă prezint astăzi. Deci cred că își doresc pe lângă lenjerie de pat, pe lângă huse pentru saltele, pe lângă fețe de masă, pe lângă eșarfe, pe lângă sacoșe, pe lângă diferitele produse pe care le-au realizat până acum și-au propus să facă și vestimentație, îmbrăcăminte. Asociația primește de la stat pentru fiecare angajat o subvenție cuprinsă între 500 și 1000 de lei, ceea ce constituie salariul tinerilor. Este o mare bucurie pentru că îi văd zâmbind atunci când își înnumără banii. Este o mare bucurie pentru noi atunci când produsele lor sunt expuse, cum au fost duminică la pogoanele, la acel târg al pepenilor, și în momentul în care ei știu să-și gestioneze propria afacere, deja visele noastre sunt împlinite. În unitate sunt angajate 5 persoane cu deficiențe de auz. Pentru anul viitor, președintele asociației are în vedere mai multe parteneriate și contracte cu instituțiile din județ pentru a vinde produsele realizate la atelierul meșteșugarilor surzi. De asemenea, o altă unitate la care vor putea fi angajați tinerii cu deficiențe de auz va fi deschisă în Râmnicu Sărat.